Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit în clipul cu numărul 16 din seria Cum să iei 5 în bac. După cum v-am obișnuit, vom rezolva astăzi împreună 4 exerciții de la subiectul 1, 2 exerciții de la subiectul 2 și 2 exerciții de la subiectul 3. Iar acum, haideți să trecem la treabă. Subiectul 1, exercițiul 1. Arătați că 3 pe lângă 2 minus radical din 20 plus radical din 180 este egal cu 6. 3-ul din față se va înmulți cu fiecare termen din paranteză și ne va da 6 minus 3 radical din 20 plus radical din 180 egal cu 6. Îl vom descompune pe 180, 2, 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1, 2, 3. Și ne va da 6 minus. Îl descompunem și pe 20. 2, 10, 2, 5, 5, 1, 2. Și vom avea 3 ori 2 radical din 5 plus 6 radical din 5 egal cu 6. 6 minus 6 radical din 5 plus 6 radical din 5 egal cu 6. Se simplifică minus 6 radical din 5 cu plus 6 radical din 5. Și ne va da 6 egal cu 6, adevărat. 2. Secvențează funcția. F definit pe R cu valori în R, f de x egal cu 3x minus 1. Calculați f compus cu f de 1. Vom scrie mai întâi. F compus cu f de 1 este egal cu f de f de 1. Asta înseamnă că mai întâi va trebui să calculăm f de 1. Egal cu 3 ori 1 minus 1. 3 minus 1, 2. Pentru a calcula f de 1, înlocuim în cadrul funcției f de x, x-ul cu 1. Scriem dedesubt încă o dată f de f de 1 egal cu, în loc de f de 1, vom putea pune 2, deoarece f de 1 ne-a dat 2, și va fi egal cu f de 2, 3 ori 2 minus 1, 6 minus 1, adică 5. Trecem acum la exercițiul cu numărul 3. Rezolvați în mulțimea numărului reale ecuația lege din 5x minus 1 egal cu lege de 2 plus lege de 7. Deoarece lucrăm cu logaritmi, prima oară va trebui să punem condiție de existență. 5x minus 1 mai mare ca 0, 5x mai mare ca 1, x mai mare decât 1 pe 5, rezultă x aparține intervalului de la 1 pe 5 până la plus infinit. Apoi, lege de 2 plus lege de 7, deoarece este adunarea de logaritmi, ne va da lege de 2 ori 7, adică lege din 14. Iar apoi copiem exercițiul. Lege din 5x minus 1 egal cu lege de 14, 5x minus 1 egal cu 14, 5x egal cu 14 plus 1, 5x egal cu 15, împărțim la un 5 și ne va da x egal cu 3. 3-ul este mai mare decât 1 supra 5, înseamnă că aparține condiției de existență, iar soluția noastră va fi 3. Trecem acum la exercițiul cu numărul 4. După o scumpire cu 30%, un obiect costă 5200 de lei. Determinați prețul inițial al obiectului. Practic, noi nu cunoaștem prețul inițial și îl vom nota cu X. Procentul, ni se spune că este 30% din X, adică 30 supra 100 ori x, simplificăm 0 cu 0 și ne va da 3x pe 10. Iar apoi prețul final ni se spune că este 5200. Deoarece este scumpire, vom aduna prețul inițial cu procentul și vom scrie egal cu 5200, adică cu prețul final. Amplificăm cu 10 pentru a duce la același numitor, 10x plus 3x totul pe 10 egal cu 5200. 13x egal cu 5200 ori 10. Am făcut produsul pe diagonală, produsul mezilor și al extremilor. Și x va fi egal cu 52.000, totul supra 13. Facem împărțirea 52.000 la 13 și ne va da 4.000 de lei. Deci prețul obiectului înainte de scumpire a fost 4.000 de lei. Vom trece acum mai departe la subiectul 2, exercițiul 1A. Avem de calculat DTA de 10 și trebuie să demonstrăm că ne va da 10.
Prima oară va trebui să calculăm matricea A de 10. Pentru a calcula matricea A de 10, ne vom duce în matricea A de A și vom înlocui A-ul peste tot cu 10. Și vom avea 10 plus 1, 2 ori 10 plus 1, 10 și 2 ori 10. 11, 20 plus 1, 10, 20. 11, 21, 10, 20. Det de A de 10 este egal cu 11, 21, 10, 20, egal cu. Vom face produsul elementelor de pe diagonala principală minus produsul elementelor de pe diagonala secundară. Și vom avea 11 ori 20 minus 10 ori 11. 10 ori 21. Și vom avea 220 minus 210 egal cu 10, ceea ce ne generează o egalitate adevărată. Vom trece acum la exercițiul 2. Avem o lege de compoziție, radical din x pătrat minus 2 pe lângă y pătrat minus 2 plus 2 și trebuie să arătăm că 4 compus cu 3 este egal cu 4. Vom scrie 4 compus cu 3 cu radical din 3 egal cu x-ul nostru va fi 4 și y-ul va fi radicalul din 3. Înseamnă că vom urmări legea de compoziție și peste tot pe unde vom vedea x vom pune 4, iar peste tot pe unde vom vedea y vom pune radical din 3. Și va fi egal cu 4 la a doua minus 2 pe lângă radical din 3 la a doua minus 2 plus 2, adică radical din 16 minus 2 pe lângă 3 minus 2 plus 2. Radical din 14 ori 1 plus 2, 14 plus 2, adică radical din 16 și ne dă 4, ceea ce ne generează un răspuns adevărat. Trecem acum la subiectul cu numărul 3, exercițiul 1a. Avem o funcție f de x egal cu 2 radical din x ori ln de x minus 1 și trebuie să arătăm că f derivat de x este egal cu radical din x pe lângă ln din x plus 1, totul supra x. Observăm că avem un produs și voi scrie aici în dreapta formula de derivare a produsului. F ori g derivat este egal cu f derivat ori g nederivat plus f ori g derivat. Dacă noi avem funcția f de x egal cu 2 radical din x pe lângă ln de x minus 1, totul de derivat, acesta va fi f-ul nostru, iar acesta va fi g-ul. Și vom avea 2 radical din x derivat ori ln din x minus 1 nederivat plus 2 radical din x nederivat ori ln de x minus 1 derivat. Și va fi 2 ori 1 supra 2 radical din x pe lângă ln de x minus 1 plus 2 radical din x ori 1 pe x minus 0. 2-ul se simplifică cu 2-ul, iar 1 se va putea înmulți cu această paranteză. Și ne va da ln de x minus 1 totul supra radical din x plus 2 radical din x ori 1 supra x. Vom raționaliza primul termen cu radical din x și vom avea radical din x pe lângă ln de x minus 1 totul supra x plus 2 radical din x pe x. Observăm că am obținut același numitor și vom scrie radical din x pe lângă ln de x minus 1 plus 2 totul 2 radical din x totul pe x, vom da un radical din x factor comun pe lângă ln de x minus 1, paranteza aceasta, plus 2. Totul supra x, egal cu radical din x pe lângă ln de x plus 1, totul pe x. X aparține lui 0 și plus infinit și observăm că am demonstrat cerința exercițiului nostru. Trecem acum la exercițiul 2a. Trebuie să arătăm că funcția f admite primitive. Pentru a demonstra că o funcție admite primitive, trebuie să demonstrăm că este continuu. Și noi vom face continuitatea. Pentru a stabili continuitatea, mai întâi trebuie să avem un x0. x0 va fi numărul pe care vedem aici că se repetă. Este o coincidență în situația de față că este 0. Dacă vedem că se repetă 3, x0 era 3, dacă vedem că se repetă 5, înseamnă că x0 e 5 și așa mai departe. În cazul nostru, x0 este egal cu 0. Și vom avea limită,
Când x tinde la x0, adică la 0, din x mai mare ca 0, din f de x, egal cu limita când x tinde la 0, x mai mare ca 0, din 3x minus 1 supra x plus 1, înlocuim peste tot în cadrul fracției noastre x-ul cu 0 și va fi 3 ori 0 minus 1 supra 0 plus 1, minus 1 pe 1, adică minus 1, apoi limita când x tinde la 0, x mai mic ca 0, din f de x, egal cu limita când x tinde la 0, x mai mic ca 0, din cealaltă ramură care se duce la minus infinit, adică cea care e mai mică decât 0, din 2x minus 1, 2 ori 0 minus 1, 0 minus 1, adică minus 1. Și apoi vom calcula și f de 0, de pe ramura unde avem și egalul sau intervalul închis. Observăm că intervalul închis avem în prima ramură. Și va fi egal cu 2 ori 0 minus 1, egal cu minus 1. Iar apoi scriem acolo, da? Rezultă. Limită când x tinde la 0, x mai mare ca 0 din f de x, este egală cu limită când x tinde la 0, x mai mic ca 0 din f de x, egală cu f de 0, egală cu minus 1. Rezultă. Funcția este continuă în x0 egal cu 0. Rezultă, funcția este continuă pe domeniul de definiție și observăm că domeniul de definiție al nostru este R. Rezultă, funcția admite primitive pe R. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!